dacă plouă, ce fac? Îmi iau o locație care mă protejează din punctul acesta de vedere, din prima. Majoritatea o transformă într-o mini-vacanță la mare. Alex, ce nu se poate cu bani, se poate cu mai mulți bani. Au fost cupluri care au spus, mulțumim, ne-am dat seama că nu vrem să facem nunta la mare. Poți să faci niște eforturi, ok, ieftin nu este, că ce custom nu are cum să fie ieftin niciodată. Eu, pentru mine, profesionist, înseamnă să știi să fii cu bun simț. Nu există nicio locație care a fost gândită exclusiv pentru nunți la mare. Sunt în lucru, dar momentan nu este nicio locație gândită pentru o nuntă. Ca să faci o nuntă la mare, în primul și în primul rând, trebuie să te gândești ce e diferit față de nunta care o faci acasă. Industria nunților de la noi crește ca făt frumos și business. Dansumirilor ne dă foarte mare emoții. 2022 anunță revenirea nunților grandioase. Ia ceva, nu te-o supătă! Hai da! Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canalul nostru Urban Events. Eu sunt Alexandru Iancu și vă invit la un nou podcast despre nunta altfel. Nunta altfel, podcastul informațiilor, cum zice Bucnici, informații gratis despre lucruri care costă. Alături de mine o am pe Ramona Mahovei de la Nunta la Mare și vreau să povestim toate particularitățile care te duc cu gândul la o nuntă la mare. O să începem cu lucruri simple și o să intrăm chiar și în profuzime și, bineînțeles, în bugete. Bine ai venit, Ramona! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Alex! Mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Înainte de toate, aș vrea ca cei care se uită la noi și poate nu te cunosc, să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre cum a luat naștere proiectul vostru. Am început, cred că în 2010 am plecat cu ideea asta, de fapt nu a fost ideea mea, a fost a unei prietene, să începem să organizăm nunți diferite față de ce era la vremea respectivă, mai ales la nivelul unui oraș mic cum este Mangalia. Apoi în 2011 am făcut câteva evenimente și s-a nimerit să cunoaștem un cuplu care și-a dorit o nuntă la mare în Vama Veche și ne-am ocupat de evenimentul lor. Și cumva a fost un aha moment, ca să zic așa, când mi-am dat seama de potențialul acestui concept și că sunt cupluri dornice să facă alt fel de evenimente și am redirecționat lucrurile cumva și ne-am focusat din momentul acela exclusiv pe organizarea nunților la mare. Okay. În România. Eu țin legătura des cu Andreea, cu colega ta. Da, așa este. Și invitația inițială a fost către ea și a zis Ramona trebuie să vină, că ea este mult de la început și ea vorbește mult mai bine la, în fața și pot înțelege oamenii mult mai bine despre ce este vorba. Cum te-ai ultra-specializat tu? Cum ați reușit să vă specializați în zona asta? Veneam oricum cu experiență în organizarea de evenimente, pentru că când am început organizarea evenimentului, aveam închiriat un pub în Mangalia de vreo câțiva ani de zile și practic asta făceam. Organizam tot felul de petreceri tematice, tot timpul mi-a plăcut să organizez de mică, adică asta e o chestie care o am. Deci asta a fost background-ul tău. Exact, da. Tot timpul am dorința asta de a face petreceri, oamenii se simtă bine, să-i fac să aibă amintiri frumoase și cumva, nu știu, cred că drumul a fost natural înspre, a luat așa în direcția asta. Mi-a plăcut foarte mult nunta aceea care am organizat-o în Vamă. Adică ei ca și cuplu, în primul rând, mi-am dat seama că sunt oameni care vor într-adevăr altceva și să iasă din acel tradițional în care încă mai este. Și nu că este ceva rău cu tradițional, doar că de multe ori, cumva, cred că ne place să forțăm puțin lucrurile în direcția aceea și mai mult fură din ziua respectivă. Și cumva am observat la nunta aceea cum faptul că s-au renunțat la acele hore din fața blocului, ca să zic așa, da? O atmosferă mult mai relaxată, oamenii mult mai deschiși, mult mai sociabili, mult mai prezenți, s-au bucurat mult mai mult de moment, nunta a început pe zi, ceea ce pe vremea aceea nu prea vedeai, o ceremonie pe plajă, în aer liber, care iarăși, cred că au avut vreo 500 de invitați la nuntă, de fapt, că era vama plină de lume. Da. Și pur și simplu mi-am dat seama că asta e ceea ce îmi doresc să fac. Nunți la mare, cu o atmosferă non-conformistă. Asta a fost primul lucru care mi-a venit în cap și a și rămas tagline-ul, ca să zic așa, al nostru. Ce an a fost asta? Septembrie 2011. 2011, mă bucur. Noi am intrat în industrie în 2013 și apropo de ce spuneai tu cu pub-ul,
ucenicia mea în evenimente a fost la clubul Tonka din Piața Romană și puneam muzică lounge pentru invitați și testam tot felul de muzică și testam cum dau oamenii din cap, adică mă uitam să văd fiecare reacție, știi? Și a fost o perioadă în care, poate mulți nu știu, în care doar 50 de lei era remunerația. Dar bucuria mea că pot pune muzică și că pot experimenta în fața unui public, că erau 50 odată, că erau 80, că erau și pe terasă, pentru mine a fost foarte important și am înțeles mult mai bine psihologia unui consumator de muzică, chiar dacă era, putea fi și un radio acolo. Dar oamenii vedeau că este depusă de către un DJ, știi? Și era foarte important. Adică văd acum că sunt foarte mulți colegi care intră în industrie, da? De la wedding planner, floriști, adică văd frumusețea lucrurilor și îți trebuie genul ăsta de experiență, adică o experiență complementară cu activitatea spre care tinzi. Știi? Și mă bucur să aud lucrurile astea de la tine. Dar să ne întoarcem la nunțile la mare. Care este perioada ideală pentru o nuntă la mare, din punctul vostru de vedere? Da, una dintre cele mai frecvente întrebări. Sincer, nu cred că există neapărat perioada ideală, pentru că fiecare perioadă are avantaje și dezavantaje. Acum e perioada ideală pentru fiecare cuplu în parte, din punctul meu de vedere. Dacă ar fi să fac eu mâine nunta la mare, să mă apuc să-mi organizez nunta, aș alege clar după 15 septembrie, poate chiar în octombrie. Asta este doar o părere proprie și personală, pentru că toată lumea se teme de vreme. Ce ne facem dacă plouă? Credeți-mă, o să vă plouă și în iulie, și în august, și în iunie, și oricând o să vă plouă. Vremea nu putem să o controlăm. Am avut câteva evenimente, că a fost, nu știu, iulie, august, vreo 3 sau 4 weekenduri în care a plouat în fiecare sâmbătă. Și aveam scene exterioare, cu setup-uri exterioare. Și la fel era ideea asta, alegem în iulie că nu plouă. Și cu lucruri de genul ăsta, hai să vedem vremea, hai să ne uităm pe site-ul, hai să ne uităm pe site-ul, hai să ne uităm acolo, știi? Plouă oricând, dacă este loterie și trebuie să fii pregătit. Și poate să plouă și dacă o faci acasă, în orașul în care locuiești, sau la mare, sau la munte, sau oriunde. Adică tot ce poți să faci este să, în momentul în care începi să planifici, să te gândești, ok, vreau să fac nunta la mare sau în aer liber, dacă plouă ce fac? Îmi iau o locație care mă protejează din punctul acesta de vedere, din prima. Elimin acest stres. Acest stres, și apoi temere. You can have fun, ca să zic așa. Deci, cumva ne recomanzi după 15 septembrie, octombrie. Eu recomand asta pentru că este o contradicție între ceea ce își doresc foarte multe cupluri care vorbesc. Pentru că ei vor iulie sau august, pentru că e cald, e vară, e vacanță, toată lumea are concediu și așa mai departe, dar vor intimitate. Ei bine, intimitate în full sezon, la mare, în România, no way. Adică nu există, oriunde te-ai duce. Sunt, într-adevăr, locații unde mai puțină lume, dar nu ai cum să ai intimitate 100%. Nici după 15 septembrie, tot sunt câțiva oameni rătăciți pe plajă, dar ai plaja liberă de umbrele, de șezlonguri, nu sunt turiști, plaja este numai a ta. Ok, luna mai? Luna mai, da, în mai este puțin mai rece față de septembrie-octombrie, adică cel puțin în ultimii ani, mai și iunie au fost destul de ploioși. Septembrie și octombrie mult mai călduroși. O vară târzie. Da, exact. Într-adevăr, anul acesta, de exemplu, septembrie a plouat 3 din 4, 3 weekenduri din 4. Cum spuneam, nu ai cum să știi. Să știi că acest click l-am făcut chiar sezonul ăsta. Am reușit să plec spre norocul meu și a celor din industrie. Am reușit să plec la sfârșitul lui septembrie, câteva zile din București și am prelungit un pic și cu octombrie. Am fost în Grecia. Extra sezon, o vreme excelentă din toate punctele de vedere. M-am simțit liber, m-am simțit că sunt privilegiat, inclusiv la terasă, da, inclusiv dacă aș fi făcut un eveniment. Că în trecut am făcut ceva evenimente acolo și mă gândeam, zic, uite cât de mișto poate să fie, exact. Și nici nu te gândești la zona asta de extra sezon. Și mai ales, bine, acum mai sunt și provocările celor care lucrează, care au joburi de la 8 la 5. Cu adevărat. Dar dacă totuși vrei să faci un eveniment, probabil atât tu cât și cei apropiați ție,
puteți face un efort pentru câteva zile libere să construiești în jurul evenimentului, mă gândesc, nu? De acord, și plus că, oricum, indiferent când faci nunta la mare, majoritatea cuplurilor vin pentru 3 zile cel puțin și ia invitații la fel, adică oricum își au liber de la muncă, mai ales dacă anunți din timp. De obicei, recomandarea este să-ți anunți invitații cel puțin 6 luni înainte de eveniment, poate chiar mai mult dacă deja știi data, ca oamenii să-și planifice concediu, să știe cum își organizează, lasă copiii, iau copiii cu ei și așa mai departe. Vreau să te întreb asta, am zis că e o întrebare separată, dar dacă tot am intrat în subiect, cât la sută din invitații de la un eveniment la mare sunt și cazați pe ca într-o excursie? Aproape toți. Da. Deci, cred că asta ar fi o particularitate? Da. Adică, majoritatea o transformă într-o mini-vacanță la mare. În general, cuplurile sunt cei care achită cazarea, adică chiar pentru două nopți, pentru că, mai ales în sezon, există o regulă la cazări, minim două nopți, adică nu prea poți să închiriezi doar noaptea de sâmbătă, logic. Și atunci... mulți își prelungesc sau vin mai devreme și chiar stau și 5-7 zile și o tendință pe care am observat-o încă de la început este că la nunțile la mare numărul de invitații crește, nu scade. Față de ceea Excelent. Ce invitații, adică clienții zic, avem în jur de 50-60 de persoane și ajungem să facem o nuntă de 100. Sau avem 20-30 și ajungem să facem o nuntă de 50-60. Pentru că oamenii aud, vrem și noi să venim, wow, ce tare, e altceva... Și pur și simplu. În general, lucrând cu planeri pe care îi apreciez enorm, îți spuneam și afară treaba asta, sunt extrem de multe detalii. Extrem, da. Extrem de multe detalii, personal n-aș putea să fac treaba asta. Sunt foarte multe detalii și în entertainment și scenotehnică. Însă, fiind atât de multe detalii, cum comunicați cu mirii? Care este metoda voastră astfel încât să fiți eficienți? Cum se întâmplă lucrurile în zona de comunicare, de la primul contact până la implementare? La început avem o întâlnire de o ședință de consultanță. Care este fizică sau poate să fie și online? 99% online. Okay. Majoritatea cuplurilor care colaborăm nu locuiesc în România sau nu locuiesc în zonă, nu-s local nici în țară și atunci e greu cu deplasarea. Deci majoritatea sunt online, orice preferință, WhatsApp, Zoom, mai nou Skype pe vremuri și așa mai departe. Avem această ședință de consultanță în care practic ei trebuie să completeze un formular înainte, unde noi punem foarte multe întrebări ca să ne dăm seama așa de cam ce și-ar dori și să știm ce informații să le oferim și noi le spunem tot ce trebuie să știe pentru a organiza o nuntă la mare în România, pentru că lucrurile sunt diferite dacă vrei o nuntă la mare în România sau vrei... Adică dacă îți dorești vremea aceea ca în pin pe Pinterest pozele acelea cu mesele pe plajă, nu găsești în România. Okay. Asta găsești în Grecia, sunt o grămadă de locații unde poți să mergi, dar la noi, eu una personal, nu recomand un eveniment 100% pe plajă, pe nisip, la noi. Nu, încă nu avem infrastructura pentru asta. Asta e o mică dezamăgire, așa? Da, este o mică dezamăgire, dar este și o realitate pe care nu are sens să o... De ce să ne ascundem după deget? Dacă vrei să vii în luna iulie și să-ți pui mesele în mijlocul șezlongurilor și oamenilor care sunt în costume de baie și așa mai departe și să ai 1000 de oameni invitați la nuntă în loc de 50, strig, no problem, se poate face. Doar că nu... Am înțeles, vreau să spun că am lucrat cu un client și discutam într-o zonă în care am ajuns într-un punct. Deci am zic, măi, nu se poate ce vrei tu. Se oprește așa, hai, ne oprim toată lumea. Alex, ce nu se poate cu bani, se poate cu mai mulți bani. De acord, se poate cu mai mulți bani, dar revenim. La noi nu ai plajă privată, adică plaja este publică. Sunt anumite locații care au o plajă în administrație de la Apele Române, poate să-ți închirieze plaja sau nu, dar și au de respectat anumite lucruri, nu ai voie pe plajă să construiești cort, adică sunt tot felul de reguli, bine, se fac, dar cum mai și riști puțin, sunt, dacă e să vorbim
pe bune, ca să chiar să fie pe bune. În 10 ani de zile am organizat, cred că, 5 evenimente 100% în aer liber, împotriva recomandării noastre, dorința și asumarea clientului 100%, la toate a plouat. Ok. Și nu numai că a plouat, că multă lume se gândește la ploaie. Nu ploaie este cea mai mare problemă la noi, este vântul. Am avut un eveniment chiar în 2020și, și și-au dorit foarte, foarte mult să fie mesele în nisip și le-am spus, ok, trebuie să fiți pregătiți, că e posibil să bată vântul destul de tare, mai ales că eram în septembrie și a bătut destul de tare vântul. Reluăm subiectul. Da. Acum că era vorba de comunicare, putem să organizăm un eveniment la distanță, la mare, cu voi, fără niciun fel de problemă. Da. Da? Deci adică revenim. Asta, cam care ar fi etapele? Deci asta e, prima oară ne vedem online, povestim tot ce avem de povestit. Eu tot timpul trimit și un e-mail după întâlnire în care spun clar ce am discutat la întâlnire, pentru că ce este scris este scris, și plus că la o ședință de consultanță e foarte, foarte multă informație. Și atunci e posibil să nu îți dai seama exact ce informație ai primit și dacă este pentru tine nunta aceasta sau nu, pentru că nu e pentru toată lumea. Și apoi așteptăm răspunsul lor. Dacă este unul pozitiv, se semnează contractul și apoi noi ne apucăm de găsit locație. Fiecare eveniment este diferit, fiecare cuplu are necesități diferite. Cred că abordarea de foarte multe ori este greșită, pentru că prima oară ce ar trebui un cuplu să facă, înainte de orice, că să găseau locație sau planner, să se gândească la atmosfera zilei, atmosfera din ziua nunții, ce vor ei în ziua respectivă, ce vibe vor să aibă, ce vor să transmită, ce amintiri vor să-și formeze, cine sunt ei ca personalitate, cum, pentru ce-i cunosc oamenii, și apoi să construiești de acolo, să te duci înapoi. De foarte multe ori sunt puțin haotici, pentru că își iau mai întâi band-ul pe o dată și apoi trebuie să găsim locația pe data respectivă, ceea ce e destul de complicat, sau au un fotograf dar nu-i videograful și nu găsești videograful potrivit pentru fotograful potrivit, pentru că și asta e un aspect de luat în calcul. Și cumva mai întâi vrem să aflăm de la ei ce își doresc de la ziua respectivă, ce vor să ofere, ce amintiri, ce momente, și începem să construim, să recomandăm locația potrivită, furnizorii potriviți și așa mai departe. Ok. Ședința de consultanță costă? Da. Excelent. O să zic și că da. Cât costă? 75 de euro, plus TVA. Perfect. Mă interesează de ce. Voi aveți, făcând 20, 25, 30 de evenimente pe an, cum îmi spuneai, noi venim după 150 plus pe zona de... Bine, sunt și multe proiecte în portofoliul nostru, însă, noi ne tratăm clienții... nu știu când s-a făcut octombrie. Înțeleg. Da, adică parcă ieri era mai și vorbeam ce facem. Și tratez clienții cel puțin cum aș vrea și eu să fiu tratat. Da? Mă refer în zona preliminar. Da, luăm primul contact, ne cer o propunere și zic, măi, vreau să-i cunosc pe oamenii ăștia. Vreau să-i cunosc și să discutăm. Și s-a întâmplat situații, că vreau să povestim și despre asta, în cazul nostru la muzică, în care am discutat o oră, o oră jumate fizic, că eu sunt adeptul fizicului, acum, de când cu pandemia, am migrat 25-30%, dar mie îmi place să ne fim fizic aici, în aceeași încăpere și să ne simțim, da? Unul pe celălalt, să vedem energia și până la urmă să trecem dincolo de ce crezi că îți dorești, că până la urmă știi vorba asta, este ce ți se potrivește, exact ce spuneai mai devreme. Și ai o discuție de 45 de minute, de o oră, de o oră și jumătate, în care se fac multe aha-uri, știi? Multe conștientizări și se pleacă, facem follow-up și nu se mai întâmplă nimic. Dar conjunctural aflu că s-a implementat fix povestea despre care noi am vorbit cu alți furnizori, bineînțeles că s-a implementat cu altă energie, într-un alt sens, doar și, nu știu, și chinezii, când
când copiază Bentley-ul, da? Nu o să fie niciodată Bentley. Normal. Da? Pentru că e o conjunctură. Tu ai ceva în minte când povestești niște lucruri, când vrei să implementezi niște lucruri. Și am avut această discuție de nenumărate ori intern, dacă să punem preț pe această primă întâlnire, care e vorba despre timp. Timpul tău, timpul meu, timpul colegilor este extrem de important. Și am hotărât în continuare că încă nu suntem pregătiți, cel puțin la volumul pe care îl avem noi, nu sunt pregătiți oamenii să pună preț pe o ședință pentru muzică, de exemplu. Da? Pentru planning, care este tot evenimentul, acolo poate să conștientizeze și oamenii, în momentul în care el conștientizează că are nevoie de un planner, deja este un pas foarte mare înainte. Da? Pentru că vedeam și articole de blog. Ce contract este prima oară? Locația. E bine locația, dar m-aș duce, chiar dacă nu am buget de planner, eu unul, dacă nu am buget, cât costă toată experiența cu un planner, măcar o ședință de consultanță. Exact. Da? Dacă nu am buget de consultanță, măcar ia podcasturi, materiale și fă-ți o idee despre ce înseamnă generalitățile. Exact. Da? Am făcut această paranteză pentru că chiar eram interesant. Dacă și o să completez și eu cu această ședință de consultanță. Foarte mulți a fost gratuită, bineînțeles, adică am făcut consultanță gratuit până în 2020. Pentru că în momentul când a venit pandemia, extrem de multe cupluri care n-au mai putut să facă nunțile în ballroom-uri și de 3, 4, 500 de persoane în toată țara, s-au gândit că fac o cununie la mare, ce mare lucru. Și atunci am muncit în acele 3 luni, primele 3 luni, mai mult decât înainte, efectiv. Și ne-am dat seama că, băi, nu e ok, în primul rând, timpul, și în al doilea rând, informația care este prețioasă, pentru că noi am investit foarte mult în anii ăștia. Am experimentat trials and error în continuu, adică nu e ceva care gata ai aflat peste noapte. S-a muncit cu potențial client sau la implementarea unor evenimente? S-a muncit la a face acest concept nuntă la mare, la a fi ceva și la a afla care sunt cele mai bune soluții pentru a avea o nuntă la mare reușită. Okay. Și ce e bine să faci și ce nu e bine să faci. Nu există rețeta perfectă, eu nu cred în rețetă perfectă sau în perfecțiune la nimic. Tot timpul te adaptezi în funcție de client, în funcție de situație, de ce îți dă viața, că tot cum a fost și 2020 și așa mai departe. Dar mi-am dat seama, deși știam în mintea mea de mult timp că e cazul să fac asta, atunci am realizat că oamenii vin, îmi iau informația și, într-adevăr, vedeam cum făceau nunți la mare cu altcineva pe informațiile care eu le ofeream. Și am zis, atunci, nu, ok, facem stop. Și am gândit-o altfel. Este pentru toată lumea această ședință, trebuie să lucreze cu noi și să vrem să facem, nu putem, nu fizic, nu emoțional, nu psihic, adică nu ai cum să faci mai mult de 20 de nunți, cel puțin nu noi. Asta e echipa care avem, atât putem să ducem momentan. Dar vreau când pleci de la această ședință de consultanță să știi cu adevărat tot ce trebuie să știi dacă nunta asta e pentru tine sau nu. Pentru că au fost cupluri care au spus, mulțumim, ne-am dat seama că nu vrem să facem nunta la mare. Este o mare realizare. Ai plătit 75 de euro, nu ai cheltuit zeci de mii de euro ca să-ți dai seama că, băi, am făcut o greșeală. Până la urmă, numai dacă pui benzina de la București până la Mangalia să vezi o locație. Am participat anul ăsta la poate cele mai frumoase nunți de când fac evenimente. Am făcut și cu voi acea nuntă spectaculoasă de la Sandalandala. Sandalandala, exact. Superb a fost, într-adevăr. Am făcut și în trecut. Și am văzut foarte multe teme, foarte multe tematici. Acum, noi am văzut evenimente în toată țara, îți dai seama, și noi ne-am mulat, am venit și noi complementar cu tema respectivă pe partea de scenotehnică, de lumini, de setup și așa mai departe, unde am putut. Care sunt cele mai întâlnite tematici la mare? Adică bănuiesc că se mai îngustează un pic, nu mai îți permis să faci orice. Eu sunt de părere că totul pleacă de la cuplu. Ok. Nu, la început, cred că undeva până în 2015 așa, a fost o avalanșă de tematici marine. Okay. Multe scoi și stele, pentru că o am o asociat automat. Vin la mare, fac nuntă la mare, trebuie neapărat să am scoi și pe masă.
Nu, nu trebuie. Nu e, asta cu trebuie, trebuie să ne iasă din vocabular. E important este să fie ceva din personalitatea lor, ce îi reprezintă pe ei, de fapt. Adică am avut în ultimii ani niște tematici atât de diferite. Anul ăsta am avut două nunți festival, una după alta. A fost prima oară când am avut într-un sezon același concept. Numai că a fost cea de la Sandalandala, care a fost okay, super colorată, cea mai colorată nuntă care am făcut-o. Și la capăt opus am avut ceva foarte natural, boho, okay, cu totul și cu totul aceeași tematică, dar s-a dus clar în două direcții diferite, adică pentru că okay, cuplurile sunt diferite, caut altceva. Am avut de la Great Gatsby, Univers, Grey's Anatomy combinat cu Galaxie, Superman și Wonder Woman, okay, tot felul, de la travel, bine, travelul e destul de, uite, travelul este foarte des încorporat în concepte. Okay. Deși avem un concept, să spunem, eu chiar și la festival am avut, dar totuși travelul a fost inclus, pentru că sunt foarte multe cupluri care călătoresc extrem de mult și iubesc să călătorească, motiv pentru care și aleg să fac o nuntă în deplasare. Okay. Și cumva travelul își găsește tot timpul acolo un nume de masă cu o țară, un oraș, o hartă, o chestie, adică tot timpul își găsește așa loc în concept. Super. Eu cred că și așa aș recomanda oricărui, indiferent de eveniment, că e nuntă, că e botez, că e aniversare, nu contează. Gândește-te cine ești tu, ce te reprezintă pe tine și pe el, bineînțeles, sau pe ea, sau contează, și să regăsească în conci și oamenii când intră să-și dea seama că e vorba despre voi. Dacă vrei să-ți răspundă cât mai multă lume, enumere cele mai întâlnite valori pe care tu le știi, ca să fie omului mai ușor să zică asta da, mi se potrivește, asta nu mi se potrivește. Așa sunt și cu tematicile, știi? Adică, ok, poate sunt oameni care nici nu îndrăznesc să se gândească la un eveniment cu tematică, dar pentru simplu fapt că li se pare interesant sau li se pare, mamă, ce mișto, ei pot să construiască, mai ales că acum, ok, avem cereri și pentru 2024, ai timp suficient exact să te mobilizezi. Că ok, nunta nu mai este despre... Piața e plină de furnizori, adică nu mai se pune problema că nu găsim furnizori buni, adică care să-și facă treaba bine, că e foarte important de punctat și lucrul acesta. Și mai atâtea la dispoziția ta inspirație, ăsta e avantajul unui wedding planner, din punctul meu de vedere, pentru că, de exemplu, noi cum procedăm, noi îi ne spun multe lucruri de-a lungul întâlnirilor noastre pe care noi le tot notăm și le tot notăm și mai completează formulare și la un moment dat le fac un concept ca o poveste. Tot timpul mă gândesc la povestea lor, povestea nunților. Pur și simplu fac o descriere de câteodată și de 10 pagini. Dar atât de mult scriu și cu un mood board personalizat și le zic asta cred eu că am putea să facem maximul posibil din nunta voastră. Și de acolo plecăm, ăla e punctul de plecare. Și am cupluri care nu vine să cred cum ne-ai nimerit. Adică nu ne-am fi gândit niciodată să facem asta, dar exact ce ne dorim. Pentru că sunt micile detalii care poate invitații nici nu le cunosc, dar ele puse cap la cap ca un puzzle fac sens în ziua aia. De asta ne place câteodată ceva, nici nu știm de ce ne place ceva. Pentru că sunt niște o atenție la detalii care nu o regăsești în altă parte. Da. Eu recomand evenimentele cu planner din toate punctele de vedere. Adică o să ajungem și la bugete, o să povestim și despre povestea asta, că temerea principală când vrei să organizezi o nuntă concept sau un eveniment concept, temerea lor este costuri, că sunt costuri ridicate. Și cumva, dacă îți dorești, poți să faci niște eforturi. Ok, ieftin nu este, că ce custom nu are cum să fie ieftin niciodată. Dar nici nu poate fi exagerat de scump. Exact. Adică consider că este accesibil. O să ajungem acolo și povestim. Vreau să ne ducem un pic către amintiri, că spuneai de amintiri și cu ce amintiri să rămână mirii și oamenii, cu ce să le rămână în suflet legat de eveniment. Și mă gândesc la ședința foto. Bănuiesc că este una dintre cele mai importante întrebări legate de ședința foto, pentru că e obligatoriu, te duci într-o zonă creativă. Mamă, ce poze pot ieși din acest context la mare. Sunt trei categorii, da? Este evenimentul, sunt ceremoniile, evenimentul și ședința dinainte și de după. Astea bănuiesc că sunt, în general, nu prea fac înainte, ce se drept, pentru că, de exemplu, avem cupluri care vin cu două zile înainte de nuntă și okay, atunci ne vedem prima oară cu ei
fizic. Okay. Până atunci tot se întâmplă online. Deci foarte rar sunt aceste ședințe înainte de nuntă. În ziua nunții sunt ședințele de la ședința de la ceremonia de pe plajă și apoi cuplul pleacă cu fotograful, videograful și fac undeva în zonă, adică în apropierea locației. Nu recomandăm să se depărteze prea mult, rămân pentru că toate locațiile sunt la mare, pe plajă și ai cadre din toate punctele de vedere. Le recomandați ceva punctual? Adică nu. Le dați ceva hinturi? Noi nu, asta este treaba fotografului și camera videografului. Dar bănuiesc că vă întreabă. Clar, da, asta le discutăm de la început, le spunem să se pregătească cu tot felul de mișcări, să fie relaxați, să se poarte natural. Încă oamenii au senzația, și am văzut asta, încă mă întâlnesc cu cupluri și îmi spun chestia asta, că nu vor fotografii să îi așeze. Și nu vă așează nimeni la nimic. Pur și simplu trebuie să fiți voi naturali, să vă plimbați, să vă țineți de mână, să râdeți, să vorbiți, iar fotograful și doar stă acolo să își facă treaba fără ca voi să-i simțiți. Da. Pentru mine aceștia sunt profesioniștii, fotografii și videografii care nu-i simți și care știu să-ți surprindă acele momente când tu nici nu-ți dai seama cât de importante sunt și de frumoase sunt, pentru că instantaneele sunt cele mai frumoase. Prinde foarte multă emoție. Am văzut asta, am văzut și la noi la muzică. Chiar mă gândeam în timp ce spune, zic, măi, un artist, un entertainer, un om de la scenotehnică, ar trebui să-i simți doar produsul, adică să te bucuri de produsul lui. Să nu-l simți pe el ca om, că fiecare artist este și el om, care, nu știu, bea o cafea, fumează o țigară, socializează și el, da, socializează și el. Ar trebui doar să te bucuri de produsul artistic și ăsta este un profesionist, adevărat. Știi care? De asta nici nu, adică revin la foto și video pentru că pentru mine sunt foarte importanți. Chiar eu sunt o parte foarte bine. Toți furnizorii de nuntă sunt importanți. Fiecare își face treaba lui și nu ai cum să ai o nuntă de succes, ca să spunem așa, dacă ei nu lucrează bine împreună. De asta când îți alegi foto și video, asigură-te că lucrează bine împreună, pentru că sunt încă oameni care nu lucrează bine împreună. Și dacă nu știi să-i combini cum trebuie, poți să ai surprize. Asta este una. Okay. Iar a doua este că fiecare fotograf și videograf are stilul lui și abordarea lui a evenimentului. Tocmai de asta ne place să le dăm libertatea fiecăruia să facă ce consideră ei că trebuie să facă cuplul respectiv. Pentru că sunt cupluri mai dezinvolte, sunt cupluri mai timide, sunt mai serioase și atunci și ei știu cel mai bine cum să-i aduc acolo unde trebuie, ca să zic așa. Înțeleg perfect ce spui. Abordam în episodul anterior cu colegii mei DJ tema asta a integrării în echipa evenimentului. Că întâlnești pe Google, peste tot, profesionist, profesionist. Dar până la urmă, ce înseamnă acest profesionist? Că profesionistul ăsta este compus din ce? Din faptul că tu stăpânești meseria ta foarte bine și știi în orice poziție cum să te raportezi și să livrezi. Și mai este și partea asta de psihologie, care este psihologie, ci 7 ani de acasă, care cumva te ajută să te integrezi într-o echipă. Adică este mai mult decât important să te conectezi și să înțelegi exact, că ești o felie mai mică sau mai mare. Ok, că, nu știu, poate mirele sau mireasa se gândește că muzica e foarte importantă. Dar dacă nu e contextul potrivit ca să vină muzica să acționeze și dacă nu s-a făcut în spate o întreagă strategie și un scenariu, nu funcționează. Așa. Nu funcționează. Da. Adică e important, și asta și pentru colegii noștri, e important să te integrezi ușor. Întâlnești ego. De fapt, ăsta este... Exact. Am avut de-a face cu foarte mult ego. De-a lungul timpului. Da. Spui tu mie ce am eu de făcut. Exact. Cum să așez șervetul în farfurie. Asta vine în general de la locații, acum mulți ani. Era trecerea aia de la... se făcea acum 30 de ani și cum se face acum și așa mai departe. Da, asta poți să o depășești cumva, pentru că i-arăs produsul finit și după aceea, ce mișto. Eu, da. Pentru mine, profesionist înseamnă să știi să fii cu bun simț. Nu știu, bun simț. Nu mai avem bun simț.
asta se întâmplă și nu bun simț neapărat doar cu cuplu, pentru că te-a plătit și că trebuie să fii drăguț cu ei, cu toată lumea care intri în contact, să fii zâmbăreț, să zâmbești, să fii prietenos, pentru că este o zi importantă pentru toată lumea care este acolo. Pentru mine, ca organizator de evenimente, e important, pentru că am muncit N luni ca să ajung în punctul ăsta și vreau ca rezultatul să fie unul reușit, pentru că de cele mai multe ori, dacă rezultatul nu este reușit, primul care primește feedback-ul este wedding planner-ul. Da. Și, sincer, e neplăcut când știi că îți faci treaba și primești feedback negativ din cauza unui colaborator sau furnizor. Okay. Adică stai așa puțin, adică am primit feedback de multe ori, ați fost super, fetelor, vă mulțumim, dar XY, și darul ăla nu mai anulează parcă tot ce a fost înainte. Și de asta e important ca toată lumea să înțeleagă că aici e o muncă de echipă, adică nu putem să reușim unul fără celălalt. Dacă într-adevăr ești pasionat și vrei să faci nunți, fă-le. Dar să știi că prin nunțile astea, prin cele 20 de nunți, 30, sunt cam aceiași oameni, cam aceiași furnizori. Adică plaja este foarte mică. Vorbesc mai devreme sau mai târziu, s-a îngustat foarte mult, da. În timp. Mie, de exemplu, mi-a plăcut tot timpul, nu am căzut niciodată, de exemplu, în comisionul acela de agenție. E un subiect tabu. Apreciez, da. Nu cred în el, pentru că m-am simțit cumva că mă leg, adică îmi creez o responsabilitate să îi ofer nunți sau așa vedeam eu la vremea respectivă în 2011-2012. Apoi mi-am dat seama că e o libertate pentru mine ca organizator să experimentez tot felul de viziuni, diferiți fotografi, diferiți videografi, muzică diferită. M-aș plictisi eu, care fac nunți de 10 ani în fiecare sezon, m-aș plictisi să lucrez tot timpul cu aceiași, nu neapărat cu aceiași, dar să văd același stil de poze, aceeași muzică, să o ascult. Am o vorbă, nunțile copy-paste, nu-mi plac, nu vreau să, adică da, repetăm, ne inspirăm cu toții de oriunde, acum am și, părerea mea este că nu mai poți să fii creativ, orice idee îți vine, dacă intri pe Pinterest, s-a făcut-o cineva înainte, într-un fel sau altul, adică cumva sau dar asta este, asta îmi place cel mai mult când lucrez cu oameni diferiți, faptul că pot să văd, de asta și nu ți le-s atât de diferite, pentru că oamenii sunt diferiți. Eu te apreciez sincer pentru faptul că, ok, trebuie să știe lumea, există tot felul, în orice industrie există comisionare sau mai este puțin comisionare. Foarte ok, da. Eu nu am nimic cu el, nu vreau să... Și fix asta vreau să vorbesc. Zic, la noi îți dai seama că a fost fiind din 2013, tot ne-a mărit organic, datorită cererii, adică au venit și artiștii către noi, mai faceți lucruri. Zic, măi, nu putem, oricând ne-am dorit, nu putem să fim Global Records. Că s-a pornit de la două boxe și noi suntem, tot ce s-a făcut s-a reinvestit, adică nu am fost noi, hai să facem business. Nu ăsta era scopul principal. Și am pus în balanță zona asta de comision cu furnizorii sau X să te recomand. Și mă gândeam, zic, băi, nici eu nu sunt adept. Adică prefer să, să vă facem un eveniment. Sau să vă ajutăm când aveți nevoie. Mi-au cerut de la o locație, la două noaptea, vreau un generator și 100 de metri de cablu 380. Da, adică putem să ne ajutăm reciproc. Mai vreau să filmez și eu în locație la tine. Sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Vreau să filmez un videoclip. Și m-am gândit, zic, măi, eu zic că sunt ok cu zona asta de comision, pentru că, de ce? Tot pentru public. Vreau ca, poate omul ăla n-ajunge să mă cunoască. Iar prin acel furnizor, îi dau posibilitatea, chiar și în urma unui comision, să aibă acces, că poate el nu știe de mine, efectiv, să aibă acces și rămâne un ambasador al ce-am făcut noi, al brandului nostru. Prefer să ofer acel comision clientului. Adică dacă furnizorul dorește, avem furnizori că vrem să vă dăm comision. Și ok, no problem, dă-l clientului. Da, apreciază. Foarte mult. Poate nu trebuie să-l dai pe tot. Poate dacă era comisionul 20%, dai clientului 10%, dar măcar știe că faptul că lucrează cu mine are niște avantaje, că de fapt despre asta este vorba. Mici avantaje care duc la ceva mai mare. Îmi spuneai de vânt, de ploaie, de provocările
de comunicare. Care sunt provocările în general? Care sunt provocările organizării unei nunți la mare? Cred că cea mai mare provocare este locația. Ok. Pentru încă este locația cea mai mare provocare. De ce? În primul rând, nu sunt la ora actuală, nu există nicio locație care a fost gândită exclusiv pentru nunți la mare. Okay. Sunt în lucru, dar momentan nu este nicio locație gândită pentru o nuntă. Adică ele ca cum au fost gândite? Beach baruri, terase, kerhanale. Noi când am început cu nunțile la mare, prima nuntă care am avut a fost la Corsarul în Vama Veche. Okay. Și apoi, ok, am început să promovăm nuntă la mare, nuntă la mare, am început oamenii să ne contacteze și ne-am dat seama, ok, dar unde facem nunțile astea la mare? Și am început să umblăm la tot felul de locații care la început erau foarte reticente în a... Nu credeau cum să vină omul din țară să-și aducă invitații, adică era ceva mult prea complicat. Okay. Și am fost mult până am găsit un beach bar, o kerhana, o terasă pe plajă, o locație cu vedere la mare. În timp am tot adunat. Deci ele sunt tot felul de tipuri de locații, fie ca o bucătărie sau nu, că poate să fie și un beach bar, să fie cu firmă de catering, fără probleme. Important este să fie cu vedere la mare, să fie pe plajă, depinde de preferințele fiecărui cuplu. Ideea este să se vadă mare. Okay. Asta este important. Pentru că sunt cupluri care vor să fie cu picioarele nisip, să danseze de scult, să intre dimineața în mare, să facă baie, și sunt cupluri care vor doar să vadă de la distanță, dar pentru că este suficient. Okay. Și atunci, în funcție de fiecare client și de ce preferințe are, noi începem și recomandăm. Avem, bineînțeles, acum deja în portofoliu foarte multe locații cu care colaborăm, dar tot timpul suntem în căutare. Este exact ca și cum vrem la furnizori, cu cât mai diversificat, cu atât mai bine. Hai să intrăm mai specific. Sezonul ăsta, ce provocări au fost? Of. Pentru mine sezonul ăsta a fost cel mai provocator, deși anul trecut am avut două sezoane într-unul, deci am avut câte trei evenimente pe weekend timp de două luni, dar anul ăsta nu știu de ce. Cred că a fost provocator în primul rând că încă am avut nunți reprogramate. Așa este. Și cumva nu mai ești aceeași persoană care era în 2018 când ai semnat contractul sau 2009. Nici noi și nici ei. Nici prețul curentului nu mai este prețurile ca în 2019. Nu mai sunt aceleași. Deși noi am tot timpul am avut și chiar și în pandemie am zis și o zic în continuare, cuplurile care ne-am găsit acolo în pandemie împreună și a trebuit să trecem peste au fost extrem, extrem de înțelegători cu noi. Ne-au ajutat, ca pâinea lui Dumnezeu, ca să zic așa. La fel și furnizorii, adică asta vreau să zic, asta înseamnă o echipă. Când oamenii se înțeleg unii pe ceilalți, dar când ajungi în 2022 și tu ai semnat contract în 2018-2019, și ei au trecut prin super multe schimbări, mulți au avut copii între timp, numărul de persoane s-a schimbat, de exemplu am avut un eveniment care trebuia să fie de 150 de persoane și în final a avut 66, pentru că foarte mulți au mai putut să călătorească, da, au fost tot felul de situații și cumva cred că s-a simțit puțin tensiunea mai mult decât, deși toate au fost un succes, cred că noi am simțit mult mai mult responsabilitatea ca totul să iasă bine decât în mod normal, pentru că știi că au așteptat atât de mult și că în sfârșit se întâmplă și între timp oamenii, toți oamenii s-au schimbat și furnizorii și știi, am simțit așa din partea tuturor multă încărcătură emoțională și nu neapărat tot timpul cea mai pozitivă. Optimistă, da. Optimistă și cred că din punctul ăsta de vedere a fost puțin mai provocator. Asta așa ca o paranteză. Da. Iar provocările, fiecare eveniment are provocări, tot timpul, dar sunt diferite. Spuneai de ploaie. Vremea. Vremea ar fi ce una dintre provocări. De exemplu, am avut un eveniment, una din nunțile festival, care a fost gândit, era o locație nouă, nu mai făcusem niciodată acolo, avea o terasă acoperită foarte drăguță, într-o zonă ferită. Rar găsești. Okay. Ferită de foarte, foarte mișto zona.
vremea bună, până când dintr-o dată a început să plouă. N-a mai fost vreme bună. Și tot a fost gândit să fie mesele în interior, pe terasa acoperită, iar afară tot a fost gândit ca un tarabe de festival. Okay. Și au avut tot felul de chestii, păturici, papuci, gemuri făcute de mama miresei. A fost super, super tare, numai că din păcate a început să plouă și cea mai mare problemă a fost că ploua în locație. Ceea ce noi n-am știut, nimeni nu a știut. Se pare că avuseseră un eveniment cu ceva timp în urmă și tot așa ploase și au făcut găuri în ciolofanul de deasupra ca să se scurgă apa și a rămas așa. Și în momentul în care a început să plouă, a început să plouă pe mese, cu oamenii, cu socrii, cu chestii de genul acesta. A trebuit să mutăm tot evenimentul înăuntru, atunci, pe loc. S-au distrat super, a fost un moment normal pentru toată lumea, pentru ei că așteptau nunta asta și na, aveau anumite așteptări de la ea, noi pentru că ne durea sufletul pentru ei și pentru toți, pentru toată lumea și faptul că trebuie să te muți, nu e chiar atât de easy să muți totul în jumătate de oră în interior. Mă gândesc la situații de genul ăsta la personajul principal din La Vita e Bella. Măi, el era cu copilul într-un lagăr. Da, da? Știu, și... e unul dintre mele preferate. Și își păstra pozitivismul, asta este. Își păstra optimismul tocmai pentru binele copilului său. Și mă gândesc la situații de genul ăsta, apropo și de colegii noștri furnizori. Mai se întâmplă. Adică, ok, mirele își dorește. Măi, mi-aș dori să nu plouă, mai ales dacă investește sufletul exact acolo. Cred că o provocare foarte importantă este să gestionezi acel moment, să-l transformi, să dai tu, să livrezi de la tine și toți furnizorii acolo, să dai peste ceea ce ți-ai promis, ce ți-ai propus, ca să trece momentul ăla, să rămână, băi, când povestești despre momentul ăla, să fie ceva funny, să fie ceva apăsător. Exact. Cred că asta este cea mai mare provocare, apropo de, ok, se întâmplă temerea ta sau provocarea inițială, provocarea în urma acțiunii respective este să acționezi cu blândețe. Ideea e că important e cum reacționăm la ce ni se întâmplă, nu? Că nu putem să controlăm ce ni se întâmplă, dar putem să controlăm cum reacționăm. S-au distrat maxim. Deci chiar astăzi am primit fotografiile în drum spre București și a fost o super petrecere, adică de bea atunci când ești super implicat și focusat să se întâmple, să fie bine și să trecem repede peste ca să înceapă petrecerea să danseze, nu vezi lucrurile astea, ești prea implicat. Acum că a trecut timpul și că vedem pozele și filmările, putem să resuflăm ușurați. Super, deci asta cu vremea este cel mai... Da, asta e una dintre întrebările principale. Mai este vântul, care mi se pare vântul, ăsta e mai greu de gestionat. Foarte greu de gestionat. De exemplu, am avut cazuri când a bătut atât de tare vântul, ne lua arcada cu tot cu noi. Atât de tare bătea vântul afară și ceremonia trebuia să aibă loc pe plajă neapărat. Adică nu exista o altă... Și găsești soluții, regândești decorul, schimbi arcada, pui multe pietre, ancorezi... Oamenii suportă vântul că nu au ce să facă și cam asta este. Ok. Adică ori sunt... Noi vorbim tot timpul cu plurile despre chestia asta cu ceremoniile pe plajă, pentru că ele, chiar dacă locația te protejează, e acoperită, are laterale antivânt și așa mai departe, ceremonia e pe plajă. Cum ziceam, nu poți vii cu... Asta e un must, adică pentru, asta ar fi pentru nunta la mare. Da, nu să... toate, deci nu, sunt foarte multe cupluri care decid să facă în biserică sau... Dar eu spun că da, ar trebui să fie un must. Indiferent de tipul ceremoniei. Poate okay. să fie simbolică, poate să fie civil, religioasă și așa mai departe. Dar de ce nu? E acolo, lângă tine. Și noi în timp ne-am adaptat și am achiziționat tot felul de chestii. Umbrele mari, transparente, dacă plouă, se vede frumos în poze. Adică găsești soluții creative. De exemplu, am avut un eveniment pe 17 septembrie, o nuntă superbă, așa, și a plouat. Imediat cum s-a terminat ceremonia, cred că cifte au prins la poze și a început să plouă. Și după aceea am avut cel mai tare super dublu curcubeu. Excelent. După ploaie iese curcubeu. Deci asta se întâmplă. Deci au niște poze superbe cu un super curcubeu. Trebuie să iei partea, să vezi partea plină a paharului tot timpul.
cred că și asta e o întrebare uzuală. Există un număr minim sau maxim pentru nunți la mare? Am făcut nunți de la, nu știu dacă pot să zic, nuntă la două persoane. Ok. Dar, deci nu, sunt așa, nunțile sub 10 persoane, care practic sunt cuplurile, vin ori doar ei doi, ori cu nași, ori cu familia. Okay. Dar am avut nuntă de 10 persoane organizată cu tot ce trebuie, adică locație, preot, ceremonie pe plajă, fotograf, videograf, muzică. Exact ca la orice altă nuntă, doar că au fost 10 persoane. Ca în Vegas. Au dansat și au luat masa și asta și-au dorit ei, doar ei și familia. Okay. Cea mai media este între 50 și 100 de persoane. Aș zice, de exemplu, anul acesta majoritatea au fost undeva între 60 și 80 și mici excepții, capetele, 100, 120, foarte rar 150. Și după aia sub 50, dar la fel mai puține. Ok, și nunțile mari cu... am văzut o nuntă frumoasă. Erau localnici. La Nuba. Da. Dar ei sunt din Constanța și e mult mai simplu să organizezi un astfel de eveniment la asemenea... Macedoni? Nu. Am un prieten macedon și el mi-arată, mai văd story-uri de la el, numai nunți de 300 plus. Bine, așa este, da. Nu. Așa s-a nimerit să fie, am mai făcut. În general, chiar am mai avut la un Danuba, tot din Constanța, 250 de persoane. În general, localnicii, da, își permit. Noi nu prea avem nunți cu localnici, foarte rar, așa sunt excepții. Dar dacă vorbim doar despre nunți la mare, cam asta e media. Macedonii iau în calcul un nunta la mare? Nu. Ei sunt tradiționaliști, adică fac în felul lor. Nu... Ballroom-uri, adică nu am avut... Uh-huh. Da, chiar mă gândeam, adică știu foarte bine tradițiile lor, că mi-e prieten din copilărie și îi provoc să gândească un eveniment fusion, tradiție cu elemente de 2022, știi? Specifice unui know-how-ului unui planner. Chiar cred că e și ceva fantastic. Cu siguranță. Dar aici se implică foarte mult părinții, da, familia și vor anumite lucruri. Da. Dar poate nu este târziu. Nu e niciodată. Târziu. Bun. Te întrebam la început de background-ul tău, nu te-am întrebat întâmplător. Cunosc foarte mulți planeri, lucrez bine cu planerii, mă bucur că punctual se întâmplă, adică am un brief, vin pe brieful respectiv, chiar dacă avem și 30-40 de reply-uri pe mail-uri sau vorbim des la telefon, se lucrează punctual. Acum, întrebarea mea este, sunt particularități în ceea ce privește experiența în organizarea unui nunți la mare? Am cunoscut cupluri foarte, foarte implicate în organizarea nunții, jos pălăria. Și dacă ești genul ăsta de persoană și ești super organizată și ai timp și să te implici, go for it. E o amintire super frumoasă. Eu am făcut-o, nu regret. Pe vremea nu exista wedding planner. Am vrut decor diferit și firma la care m-am dus mi-a zis, da, îți facem dacă cumperi tu tot. Okay. Deci cam asta era în 2009 când am făcut eu nunta. Ca să faci o nuntă la mare, în primul și în primul rând, trebuie să te gândești ce e diferit față de nunta care o faci acasă. Și ce, nu sunt foarte multe lucruri diferite. Oamenii au impresia că sunt foarte multe. Nu sunt foarte multe lucruri diferite. Ce este diferit este că te deplasezi și că un weekend stai la hotel sau pensiune sau unde stai. Și o cheltuială în plus pe care o ai față de cea de acasă este cazarea invitaților, care nu e musai să o plătești tu. Deci nu este o regulă. Sunt foarte multe cupluri care fac nuntă la mare și invitații și achită singuri cazarea. Noi colaborăm cu diverse locații de cazare, de-a lungul anului am tot legat colaborări și mai sunt prețuri preferențiale. Oricum, când faci o rezervare de grup, știe toată lumea că se negociază și obții un preț puțin mai ok pentru nuntă și așa mai departe. Contează, bineînțeles, când faci nunta. Pentru că dacă faci nunta în iulie, oriunde o faci în iulie, scump, iulie-august, okay. Clar, mai ales dacă o faci în iulie la noi în sudul litoralului, adică Mangalia, stațiuni, mai acceptabil. Dacă faci Mamaia Năvodari, e puțin mai scump. Iar contează foarte mult
ce vrei tu să oferi, unde vrei să-i cazezi. Am cazat și la pensiuni de 2-3 stele, am cazat și la hotel de 5. Nu e greșit deloc. Deloc. Da. Orice alegere. Important este să fie în bugetul tău și tu să-ți cunoști invitația atât de bine încât să știi ce îi face fericit și ce îi mulțumește. Asta e tot. Bun. Cred că asta e singura diferență din punctul meu de vedere. Faptul că te deplasezi și că poate să plătești cazarea. Pentru că dacă vorbim de buget, în principal, cheltuielile tot pe acolo sunt. Tot pe acolo sunt. Okay. Adică tot furnizoria ei. O să ajungem și la buget. Da. Vrem să mai rămâneți alături de noi pentru că o să vorbim și despre buget. Despre bugete. Am vorbit despre provocări. Hai să le dăm oamenilor niște hinturi legate de masturile unei nunți la mare, din punctul tău de vedere. Adică ce-ar fi recomandat ca principal, să nu le scăpăm din vedere? Ok, să începem cu faptul că ar trebui să ajungă cuplu măcar de joi la mare. Ok. Mai ales dacă n-au văzut niciodată locația sau chestii, de ce că sunt. De foarte multe ori se întâmplă chestia asta și atunci măcar o zi să ofere organizatorului timp să se întâlnească și să se cunoască fizic și să vadă tot ce-i de văzut. Ideal ar fi ca toți invitații să ajungă de vineri pe cât de mult posibil. Bun. Nu neapărat de vineri, că nunta poate să aibă loc duminică sau poate să aibă loc și în cursul săptămânii și vă recomand să faceți nunți în cursul săptămânii. O să vorbim dacă e și despre asta. Important este să vină cu o seară înainte de eveniment. Ca în ziua evenimentului să fie toată lumea prezentă, să nu vină nimeni după drumuri, să nu ai acest stres și nici tu, nici tu și nici ei. Okay. Pentru că așa poți să începi nunta pe zi. Dacă veniți să faceți nunta la mare, e important să te bucuri și de partea de zi, nu doar de seară, că asta este ideea. Acum nu începi la ora 12 ziua, că nu ai ce să faci în căldură sau chestii de genul acesta, dar poți să începi la un 4-5, mai ales dacă faci ceremonie pe plajă, ideal este să fie după ora 17, lumina este mai bună pentru fotografii, altfel mai devreme s-ar putea să nu ai cele mai reușite poze. Un cocktail la ori... Rețeta, ce recomandăm noi este să aibă loc ceremonia pe plajă, Miri pleacă la ședința foto, care nu trebuie ratată sub nicio formă. Noi preluăm invitații, cocktailuri, un snack bar, depinde, tot felul de combinații, dulce, sărat, fructe, socializare, poze, după care vin Miri și începe petrecerea. Exact. Dar faptul că, și mai ales după pandemie, că oricum asta este, avem înainte și după, nu mai putem să... Sunt nunțile de dinainte și de după. În 2021 ne-a fost foarte greu să așezăm oamenii la mese. Să-i punem pe ringul de dans, pentru că nu vreau să danseze, nu vreau decât să vorbească. În 2021? În 2021. Okay. Și s-a resimțit și în începutul sezonului. Exact, la începutul 2022. Sezonului. Da. Vroiau să vorbească, să povestească, nu s-au mai văzut de mult și stăteau foarte mult la socializare. Am avut evenimente și anul trecut și începutul anului ăstuia și veneau colegii mei și că băi, s-a dansat mult prea puțin față de ce mă așteptam. Ok, înțeleg că oamenii n-au mai vorbit. Dar la final luam legătura cu... Pentru că eu personal n-ajung în toate evenimentele, recunosc. Nici la mare n-am ajuns, cu toate că propusesem să ajung la voi. Și vorbesc cu ei și zic, măi, cum a fost? Excelent, băieții super talentați, ne-a plăcut. Am vrut să mai vorbim. Am dansat și noi mai puțin decât de obicei. Dar a fost un vibe foarte, foarte bun. Asta înseamnă că, ok, s-a schimbat un pic și percepția. Și să știi că s-a păstrat un pic din zona asta de... Oamenii se bucură, ei zici, băi, uite, oamenii nu dansează, oamenii nu apreciază de fapt munca mea ca artist sau ca trupă sau ca band. Dar de fapt ei sunt atenți, ei se simt în centru entertainmentului tău. Exact. Chiar dacă nu este un entertainment în care să danseze în mijlocul ringului. Da. Cred că evenimentele sunt mai reușite atunci când îi treci pe oameni prin mai multe etape. Nu-i bași direct în dans și în aperitiv și în core. E ușor.
du-i pe plajă, lasă-i să se bucure de mare, dacă ești acolo, se bucure de mare, lasă-i să stea, să bea un cocktail, să vorbească, să facă poze. E ușor până ajungi în momentul în care, da, ha, e momentul să dansăm. Și dacă vrei într-adevăr să-ți danseze invitații, ar fi bine să dansezi și tu ca mire sau mireasă. Pentru că dacă ei nu sunt pe ringul de dans, nici oamenii nu sunt pe ringul de dans. Foarte rar se întâmplă să... N-am văzut niciodată de când organizăm să fie mireasa pe ringul de dans sau mirele și să fie singuri lăsați. Da, 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 da. Niciodată. În schimb, am văzut ring gol toată noaptea pentru că ei nu au dansat. Da, se întâmplă și asta. Și atunci, dar este foarte ok, am avut eveniment care au zis, noi nu dansăm, ăștia suntem, așa sunt și invitații noștri și asta s-a întâmplat, tot evenimentul, oamenii au ascultat muzică, au mai foarte puțin au dansat, dar au fost foarte happy așa, pentru că asta e ce și-au dorit și e foarte ok. Exact. Dar dacă vrei atmosferă, ești genul de cuplu care își dorește atmosferă și să se danseze, să fie petrecere, păi atunci trebuie să participi tu în primul rând. Că l-ascultam pe Mircea Bravo la Fain și Simplu și povestea de puterea atracției, știi? Știi cum e? Multă lume zice, domne, prostii. Da, nu chiar. Dacă pui pasiune, energie și dacă ești dezamăgit, tot rămâi cu experiență. Da, exact. Decât dacă zici, eu nu pun emoții aici, dacă sunt dezamăgit și se întâmplă tocmai... Să nici să nu ai satisfacție. Adică am avut câteva evenimente, anul ăsta recunosc că nu sunt de fier, în care nu au fost foarte sinceri cu noi în ceea ce își doresc, știi? Da. Și au ales mai așa, mai multe elemente să fie, să pară, nu să fie, știi? Și când am văzut în ce se transforma evenimentului de la că mai aveam o întâlnire luni în săptămâna premergătoare, pe care o să o mutăm cu luni, cu două săptămâni înainte. Și vedeam în ce se transformă evenimentul și zic, trebuie să-l fac acum evenimentul, că n-am ce să fac. Și nu eram ok, dar știam că trebuie să aloc energie, dar energie să fiu atent ca să nu ia razna evenimentul, știi? Mă rog. Deci e important să pui energie. E foarte important să pui energie și să dai tot ce poți tu să dai în momentul respectiv. Eu despre asta cred, pentru că și noi suntem oameni, toți, orice om care lucrează, nu neapărat în domeniul nunților, în domeniul creativ sau prestează un serviciu, nu tot timpul ești 100% la capacitatea ta, asta este realitatea. Pe mine ce mă ajută foarte mult este să dau tot ce pot să dau eu în momentul respectiv. Dacă eu știu că am dat 100% din tot ce am putut, tot ce am avut să dau pentru evenimentul ăla la momentul respectiv, poate chiar dacă știu că puteam mai mult în alte condiții, eu sunt mulțumită. Dragilor, trebuie să știți lucrul ăsta, că în momentul în care contractezi un om vocațional, odată cu tranzacția efectivă, cumperi și o bucățică mică din sufletul omului respectiv. Adică voi trebuie doar să găsiți oamenii potriviți cu care să rezonați. Pentru că evenimentul respectiv, în primul rând, este foarte important pentru voi, dar este poate cel puțin la fel de important pentru furnizor, pentru planner, pentru că este cartea lui de vizită. Asta o cred cu tărie și e mândria lui. Este exact același sentiment ca și când îți cumperi o casă sau când îți cumperi mobilă, în care procesul în care te-ai implicat, știi? Știu că sunt de acord cu tine 100% cu ce ai zis și de multe ori am tot intrat tot felul de discuții, oamenii îți spun, faci asta, ce tare e, ce nu știu ce, cred că știți o grămadă de bani. Tot timpul ajungem la bani, dar ideea este că satisfacția când citești un feedback bate tot timpul orice sumă care îți intră în cont. Asta, nu știu, eu așa sunt, nu, dacă sunt de multe cupluri care am făcut o treabă bună, evenimentul a ieșit bine, nou feedback. Și cred că nou feedback e mai rău decât orice feedback. Pentru că dacă îți dă un feedback, a fost ok, dar uite acolo, poate ai fi putut să faci ceva mai bine, învăț din lucrul ăla, știu unde am greșit. Feed forward. Noul feedback. Spune-mi, te rog, ce aș fi putut să îmbunătățesc, pentru că data viitoare am să fac mai bine. Plus că nu există pe vremea mea, ca să zic așa, când am început, nu era o școală de wedding planning, de design floral.
pur și simplu făceai cum credeai tu că e ok să faci și cum ar trebui. Am învățat, apoi am mers la cursuri când au început să apară, da, am făcut o grămadă de cursuri. Dar dacă nu-mi spui tu, clientul care lucrezi, unde aș putea să lucrez mai bine și ce ar putea să fac mai bine... Bine, tu știi că ți-ai dat tot interesul. Eu știu. Adică știi că ți-ai dat și, în general, se mai întâmplă să fie oameni care... A fost atât de... Dar s-a adunat, s-a adunat și uit, efectiv, se termină evenimentul, iau lucrurile ca granted și se pregătesc probabil de plecare și, efectiv, până la urmă nu sunt obligați să dea. Nu, clar nu sunt obligați. Pentru mine, vreau să zic că pentru mine e foarte important, adică vine mână în mână. Pentru mine e bucuria aia când primesc, nu trebuie să fie 70 de rânduri acolo. A fost minunat, mulțumim. E... mult mai ok decât deloc. Așa îți dai seama, băi, am făcut treabă bună și dacă n-am făcut treabă bună, vreau să știu unde și de ce n-am făcut. Că așa crești, cum crești, cum înveți. Exact ca și cum ne educăm copiii, nu? Din greșeli învățăm, adică... Mă gândesc că dacă vrei să ai acces, uite cum ai, dacă aș merge pe sfaturile tale, vrem o nuntă de final de septembrie, început de octombrie, sau poate vreau o nuntă în iulie, în mijloc de sezon, și vreau să am acces la cazare bună, la locație potrivită, să am loc de ceremonie, cu cât timp înainte ar fi potrivit să luăm legătura, să începem planificarea? Ideal ar fi 6 luni, am organizat și în 2 săptămâni. Adică pentru noi, dacă avem disponibilitate, că de fapt despre asta este vorba. Avem vorba de disponibilitatea voastră. Noastră ca echipă. Pentru că numărul evenimentelor este limitat. Exact. Da? Organizăm evenimente din mai până în octombrie, încercăm să nu ne aglomerăm weekend-uri, adică niciun caz două pe în aceeași zi. Asta s-a întâmplat doar în 2021 pentru că a fost în afara puterii de control. Și atunci vrem să ne focusăm pe fiecare event în parte. Și dacă noi nu avem disponibilitate, tu poți să vii și cu 2 ani înainte sau cu... Nu contractăm evenimente peste 2 ani, de exemplu. Deci nu urcăm decât de la sezon la sezon. Dacă cineva mi-ar scrie acum că vrea anunță în 2024, ea spune să mă contacteze la sfârșitul 2023. Asta am recomandat și eu unui client ieri. Că vrem în 2024, înțeleg, dar putem să facem o prerezervare pe proiectul pe care vi-l doriți, dar reluăm discuția. Și nu e neapărat din punct de vedere final. Uite, un aspect pe care trebuie să-l cunoască cuplurile care vor într-o la mare este că nimic nu este sigur când vine vorba de nuntă la mare, mai ales din punct de vedere al locațiilor. Pentru că locațiile nu sunt acolo forever, multe dintre ele. Multe sunt beach baruri, terase. Acum ai un manager, la anul ai altul, acum se dărâmă. Au contract pe 2-3 ani. Da, e licitație la apele române, la preluat altcineva. Nu mai fragă să facă chestia asta, vrea să facă altceva, vrea să dărâme, să facă doar... Și atunci, dacă tu ți s-a pus pata pe vreo locație sau vrei o anumită zonă, nu ai de unde să știi ce va fi în 2024, nu ai de unde să știi ce va fi la anul, acum. Așa este. Și atunci, mai bine, eu nu mai, adică 6 luni este mai mult decât suficient. Bine, 6 luni pe faptul că voi aveți un timing limitat, eu m-aș duce în 10 luni, aș mări timpul un pic, pentru că... Clar, ca să mă asigur cu cât că... mai devreme, doar că, iarăși, sunt multe lucruri care nu prea ai cum să le faci. Pentru că și noi, la rândul nostru, depindem de furnizori și iarăși plecăm de la locație, revenim la locație, o să tot vorbim de locație pentru că din păcate asta este. Acum nu prea îți răspund, de exemplu, în momentul ăsta, în situația asta, pentru că s-a încheiat sezonul, majoritatea sunt locații. Chiar și cu relațiile consolidate din sezonul trecut? Chiar și cu relații, bine, o parte din ei îți dau feedback, da, avem disponibilitate, stai să vedem prețurile, stai să vedem puțin, pentru că doar ce am încheiat un sezon și suntem toți obosiți și avem nevoie de puțin timp să ne refacem și să vedem cum vrem să abordăm sezonul 2023. Eram în vacanță, că spuneam că am fost acum pe final de sezon, în extra sezon, și mai ceream din meniu lucruri. Vreau, nu știu, cafea la te. Și venea și spuneau, păi nu mai avem... cremă de lapte, îi fac lateul cu lapte și cu un fel de smântână, așa, ca să-i facă cremă. Nu mai avem. Zic, ok, păi cum nu mai aveți? End of season, my friend! End of season! Băi, hai,
pleacă, gata. Aftă. Da. Așa și cu, înțeleg, e foarte multă muncă condensată. E foarte multă muncă și pentru că ele nu sunt locații de nuntă, ei muncesc foarte mult pentru că au turiști a la carte. Deci nu numai turiștii, tot ce implică sezonul estival în sine, toate provocările, toate lucrurile care se întâmplă. Și atunci e bine să îi lași puțin să respire și noi avem nevoie de puțin timp să respirăm și să, ok, am trecut de 2022, hai să ne focusăm pe 2023, dar până atunci stați puțin 2-3 săptămâni să putem și noi să, că noi muncim, știi și tu, non-stop. Adică am avut weekenduri în care ne-am trezit joi și ne-am culcat duminică, adică da, și toate astea le resimți la sfârșit de sezon. Atunci te lovesc cel mai tare, adică în momentul în care adrenalina se duce, pentru că te ține și că știi că ai responsabilități, trebuie să fii pe poziție, plus că noi facem nu numai planning, noi avem și partea de decor care facem tot noi, deci totul in-house, inclusiv designul floral. Și munca este mult, foarte, foarte mare. Am văzut tot felul de story-uri de la voi. În preproducție. Da, exact. Drăguț. Bun. Nunta și botez. Da. Câte au fost? Nu foarte multe, dar câteva. Nuntez mai nou, cum se zice. Da, ceremonia are loc tot în aer liber. Vine preotul frumos cu cristelința. Drăguț. Eu așa l-am botezat și pe băiețelul meu. Ok. Chiriat un weekend în vamă. Și a venit preotul frumos cu cristelnița, l-am botezat cu marea în spate. A fost una dintre cele mai frumoase ceremonii la care am participat, sinceră să fiu, de botez. Și chiar am avut, e chestia asta cu ceremoniile religioase, sunt puțin un subiect tabu, pentru că sunt în aer liber în și biserică, da, exact. Sunt multe de discutat pe chestia asta, nu se intru în detalii acum, dar am avut invitați, a fost ceva foarte, foarte restrâns și care persoane care merg frecvent la biserică și știu tot ce înseamnă ceremonie și mi-au spus că este una dintre cele mai frumoase ceremonii pe care le-a văzut, la care a participat. Pentru că și preoții îi alegi după un anumit stil. Mi-aduc aminte la nuntă în biserică, când am făcut ceremonia, preotul îi certa pe invitați. Asta e amintirea mea de la ceremonia mea religioasă. Cum preotul îi certa pe invitați pentru că râdeau și se simțeau bine. Asta e amintirea. N-am cum să o șterg, că asta s-a întâmplat. De ce nu putem să fim puțin relaxați? Să ne relaxăm, să lăsăm oamenii să enjoy the moment. Să zic o glumă, să fie puțin mai... să se bucure de moment. Înțeleg. Latura asta spirituală este din ce în ce mai discutată. Nașul fetiței mele este preot și povestim și din punct de vedere dogmatic și din punct de vedere al omului din spatele preotului, din spatele meseriei și până la urmă tot în zona de autenticitate exact. Trebuie să ajungi și să fii, pentru că orice îi face, chiar dacă lucrurile le faci ca la carte, apare ceva neprevăzut sau apare ceva care să-ți știrbească bucuria momentului. Deci eu nu am nimic împotrivă, să ne înțelegem greșit, cu făcutul ceremoniilor în biserică. Facem ceremonii în biserică frecvent, foarte, sunt jumătate-jumătate, adică se bat acolo. Nu de puține ori, în sutele, zecile de solicitări pe care le primim, asta este una dintre primele întrebări, inclusiv din partea de Edof. Cât costă? Cât costă nunta la mare? Cât costă nunta la mare? Cea mai frecventă întrebare. Nu am cum să răspund la această întrebare. Perfect. Adică... hai să facem așa. Am făcut o statistică. Nuntă mică, nuntă... ai categorisit, ai pus nuntă de 50 de persoane și nuntă de 120 de persoane. Ideea este că am avut nuntă de 50 de persoane cu bugetul mai mare decât la nunta de 150. Înțeleg. Totul pleacă, putem să vorbim așa, uite, să facem, este din punctul meu, e pachetul de bază, zic eu. Vrei nuntă la mare, ai nevoie de planner, primul și primul lucru. Nu că n-ai putea să o faci singur, e puțin mai tricky și poți să ai bătăi de cap în ziua nunții, în primul rând. Ok.
locație, care înseamnă meniu de mâncare și de băutură. Plus găzduirea. Sau de multe ori poate să fie chirie. La noi în zonă nu se achită chirie și separat. Nu, meniu, atât. Deci meniu de nuntă, cel mult plătești personalul separat. Ok. În foarte multe cazuri. Foto-video, muzică, iar acum dacă vrei DJ e un preț, dacă vrei band, știm cu toții, e alt preț. Discutăm. Din start bugetul este diferit. Știm foarte bine. Tortul de nuntă, make-up și hair, musai să vină la hotel sau la locație să vă facă așa. Și cam asta ar fi baza, adică și decorul, ceremonia pe plajă și decorul. Ceremonia pe plajă și decorul de nuntă, care aici poate să fie basic sau poate să fie la decor. Eu am văzut basic care m-a impresionat și am văzut și mult care mi s-a părut prea mult. Eu nu sunt adepta la mult. Eu nici în viața mea nu sunt adepta la mult, adică am fost din motivele greșite, mai prin adolescență, facultate, dorința de a avea chestii care de fapt nu mă ajutau cu nimic. Okay. Și mi-am dat seama și cu nunțile la mare asta ce am aflat cel mult este că stilul minimalist pune în valoare alte lucruri. Și dacă vrei o nuntă la mare, de fapt vrei la mare pentru că iubești marea, că de asta vii acolo. Adică dacă vii la mare... Și ideea, și ideea de a fi la mare și că îți place atmosfera pe care ți-o transmite marea și tot ce înseamnă chestia asta. Nu că e ceva rău a avea aranjamente mari, am făcut și facem, nicio problemă, dar nu e musai. Ok, hai să nu intrăm neapărat în cifre punctuale pe fiecare furnizor, însă voi aveți tabelele alea. Cam care-i media unui, cam cât are și per persoană, pe basic, nu știu, la 50 de persoane? Cea mai basic nuntă care am avut-o sezonul acesta a fost 200 de euro de persoană. Ok. Pe serviciile pe care le-am discutat și este inclusă și cazarea. Ok. Cam asta este. Un buget mediu, adică un preț de plecare pentru o nuntă, să zicem, între 80 și 100 de persoane, că pe acolo am zis că se învârt în principal, e undeva la de la 20.000 de euro. Ok. Fără cazare. Cazarea este separat, pentru că fiecare are. Și bineînțeles, serviciile acestea de bază cu DJ, nu cu band. Ok. Și apoi creștem. Am avut bugete sezonul acesta pe care le-am gestionat de la 12-13 mii de euro la o medie de 60-70 de persoane până la peste 150 de mii la mult mai multe persoane. Adică sunt, asta zic că bugetul unei nunți la mare este dat strict de alegerile pe care le face fiecare cuplu și de posibilitățile pe care le are. Și nu e nicio problemă să faci o nuntă de 12.000 sau 15.000 sau să o faci de cât de mult vrei tu să o faci. Ideal, ideea este că trebuie să știi că trebuie să ai minim 20.000 de euro. Ok. Asta trebuie. Adică pentru o nuntă, din punctul meu de vedere, pentru 2023, dacă vrei o nuntă la mare și cu cazare și cu un decor drăguț, așa, între 25.000 și 30.000... Pentru 100 de persoane. Da. Bun. Mărturisesc că am luat parte anul ăsta la nunți la care în 2013-14 visa. Și am aflat bugetele evenimentului. Măi, până la urmă ok, este despre tine și e bine de multe ori că ai invitat nici să nu știi cât costă, dar sunt clienți care vor să afle informația asta, care poate e cea mai valoroasă informație. Băi, cât costă? Că plecând de la genul ăsta de informații, își pot calcula și pot veni și spun Ramona, Alex, am pentru muzică atât. Am pentru... Dar poate vin la mine înainte să ajungă la tine. Da. Sau vin la tine și zic, măi, am 15.000, poți să-mi faci ceva? Uite, am atâtea persoane, 40, 50, 60, poți să-mi faci ceva? Și cred că asta este cea mai importantă, ca să nu ne mai ferim și să... Că lucrurile sunt transparente, tot acolo ajungem la buget și decât să ajungem la buget și să ne dăm seama că nu ne permitem. Eu ce-mi doresc când intru într-o colaborare cu un cuplu este să fie conștient de ce înseamnă.
Pentru că dacă el nu pleacă conștient la drum, ei nu pleacă conștient la drum de buget, pentru că vrem sau nu, tot aici ajungem, adică fără bani, fără buget nu putem să facem, oricât de mic sau mare este el. Și de asta și le spun de la început exact minimul pe care trebuie să-l aibă ca să poată să aibă într-adevăr într-o mare. Față de un ballroom din Constanța, Mamaia, cât ar fi? Că procentual mai în plus? Nu știu să-ți spun, pentru că nu am organizat. Nu ai organizat, nici nu ai auzit. Nu știu, sunt total ruptă de acest stil de evenimente. Bănuiesc că meniul este între 50 și 100 de euro, diferă de la caz la caz. Dar mai mult, sunt nunți foarte mari care se fac la ballroom și la cel puțin în Constanța, din ce am auzit, este că sunt pachetele astea cu totul. Ballroom-ul de tot și decorul pe masă, aranjamentele alea standard, așa, și plătești meniul și vii tu după aia cu video, muzică și... Deci, clar este mult mai accesibil, cred, pentru oameni. Și oricum localnicii fac foarte, pentru că încă se fac nunți mai mari în zonă și atunci ballroom-urile sunt soluția. Ok. Dar pentru o nuntă la mare, cam pe aici stăm. Bun, eu cred că, eu mai știu, nu te-am întrebat întâmplător, cred că pentru un 30-35% în plus față de o nuntă tradițională. Vorbesc aici de niște lucruri basic, dar care să puncteze și care să te reprezinte de nuntă la mare. Eu zic că merită mai mult decât cu vârf și îndesat. Da? Bun. Aș mai avea ceva de completat dacă... Te rog. La buget este partea asta de concept, de eveniment. Acum nu mai sunt nunțile, toată lumea vrea să facă ceva diferit. Când zici concept, nu e doar decorul în sine, sunt momentele cu care legi decorul. Și foarte multă lume nu înțelege chestia asta, că de multe ori a costat decorul nu știu câte mii de euro, zeci de mii de euro. Nu a costat decorul în sine atâția bani, au costat momentele care au contribuit la realizarea atmosferei. Pentru că dacă ai un cigar bar, dacă ai un fotocorner cu un background personalizat, dacă ai o combinație de dulciuri, chestii sărate, fructe și așa mai departe, dacă ai un 360 și video și așa mai departe, toate astea sunt momente care sunt integrate în concept și în decor. Okay. Și cumva bugetele de decor poate să fie foarte mici. Dacă ai butaforie, dacă se prelungește tema, dacă exact. Vrei... tot felul de lucruri care să fie, nu știu, pe tema de festival, au fost tot felul de particularități. Da, de... da exact, da. Exact. Și de aici, cred că mai degrabă de aici este diferența unui buget decât de la alte lucruri și asta se aplică în cazul oricărei nunți, indiferent că e la mare sau nu, sau la munte, sau acasă. Sau... Atunci când intri foarte detaliat pe chestia asta de a oferi invitaților niște momente, costă. Bun. Trecem în etapa a doua a podcastului nostru. Din acest episod mi-am propus să facem și o serie de întrebări fulger sau cu o modalitate de răspuns nu mai mare de 30 de secunde. Okay. Te-am ascultat cu foarte mare interes, mi se pare extrem de relevant tot ceea ce mi-ai povestit. Eu personal am mai multă claritate în ceea ce privește organizarea unui eveniment la mare și consider că majoritatea furnizorilor ar trebui să-și cunoască anumite generalități legate de furnizorii complementari, tocmai în ideea de a se raporta corect, adică de a intra într-o relație corect. Care e ora perfectă pentru începerea nunții la mare? 17. Nuntă la mare în România sau în Grecia, Turcia, Croația? Oriunde vrei tu, oriunde te simți tu că e pentru tine. Nuntă pe plajă în România nu se poate. Nuntă pe plajă se poate în alte părți, în Grecia. La noi e nuntă la mare și pe plajă, dar în principal vezi marea, nu ieși cu mesele pe nisip. Formație band sau DJ? Și band și DJ, nu știu, nu pot să dau un răspuns pentru că am avut un superbe doar cu DJ și un superbe și cu band. E la fel, cere... Aici fac eu o scurtă paralelă, că este strict felia mea. Și apoi o să vin în completare cu ceva, dar te ascult mai întâi pe tine. Oamenii când vin către noi, vrem un band sau o formație sau vrem muzică la nuntă.
de cele mai multe ori sună vrem un band pentru evenimentul nostru. Asta poate să însemne tradus, poate să însemne DJ și un MC, doar DJ, DJ cu un solist, DJ cu diversi instrumentiști, DJ cu solist de folclor, poate să însemne band de cover, poate să însemne band de cover cu solist de folclor, band de cover cu solist de folclor și cu DJ, poate să însemne taraf cu solist de cover sau taraf. Am avut bucuria, spuneam că am avut evenimente anul ăsta foarte frumoase în care am avut și 4 banduri în același eveniment și le-am gestionat ok, adică nu există prea mult dacă este plasat în momentul potrivit. Exact. Deci asta vreau să spun. Nu există DJ și sunt cu tine. Nu există DJ sau există să te gândești tu ce vrei tu pentru tine, ce consideri că ți se potrivește ție din punct de vedere al entertainmentului, vrei să auzi muzica aia live sau vrei să fie pusă de DJ și bineînțeles invitații, ce vrei pentru ei, pentru că asta se știe dintotdeauna, nu toată lumea rezonează cu preferințele tale personale. De acord. Și ziceam că o să vin în completare. Am avut foarte, foarte multe situații pe chestia asta cu muzica. Într-adevăr, mulți se duc din prima către DJ și venim în completare cu un moment, măcar un moment, de ceva, orice. Și am avut situații când s-au gândit exclusiv numai la invitați, nu s-au mai gândit la ei și cumva, ok, invitați, într-adevăr, dar și voi ce vă doriți. Și am avut și chiar anul trecut a fost cu Julie. Cu Julie și cu Tibi. Da, exact, când au zis asta, vrem, nu ne interesează. Și asta au avut. Știu de când au intrat în locație, zic, băi, da, oamenii ăștia știu ce cântăm noi? Da, știu, chiar foarte da, bine. Mi-au scris și mie pe WhatsApp, dar zic, măi, e asumată povestea. E asumată. Și a fost asumată și am filmări cu Mireasa, deci a fost dedicată pe ring. Am văzut Nasif. Asta e, ce-ți face ție sufletul să danseze până la urmă? Eu ca invitat la un genul ăsta de eveniment, să hai să spun de nișă, eu dacă aș veni invitat, aș respecta foarte mult. Eu m-aș bucura să văd că ei se bucură de alegerile pe care le-au făcut și îmi pun eu preferințele pe hold că pot să mă duc să mă distrez și separat. Adică am venit pentru ei în primul rând, mă simt bine, este... Și plus că acum nu mai e doar band la nunt, adică ai band și DJ. Tot timpul există o pauză în care DJ-ul vine și ajută acolo să pună muzica care poate și-ar fi dorit-o un invitat sau altul. Adică dacă vrei într-adevăr ca invitat, acum să vorbim și pentru cei care merg invitați la nuntă, dacă tot te duci acolo și ești prezent, fii prezent într-adevăr. M-am uitat să fim prezenți, văd și cred că e una dintre cele mai puțin dureroase chestii din ultimii ani la nunți, când oamenii sunt în fața ecranelor în loc să fie prezenți la eveniment. Starea de prezență, inclusiv mie mi se reproșează acasă legat de starea de prezență pentru că sunt conectat la activități. Toți suntem conectați. Eu mai mult ca oricând față de prietenii noștri, pentru că oricând poate să sune telefonul și să fie o urgență, mai ales în weekend. Dar recomand cu încredere starea de prezență. Este greu să te detașezi de telefon, dar odată dacă ai conștientizat sau dacă, că tot spun conștientizare, dacă te-a prins și îți dai seama, băi, e mișto, rămâi conectat. Atât de simplu. Eu aș face o ceremonie, de exemplu, se poartă și afară, unplugged, fără telefoane, lăsați fotograful să facă pozele și videografii să filmeze, că de asta sunt acolo și voi fiți prezenți. Sunt de multe ori, avem o grămadă de poze, așa, numai telefoane. Și în loc să fii prezent acolo cu ei, să asculți ce se zice și cum se zice, fii prezent. E greu, dar în același timp e simplu. Nu știu, e așa o contradicție în chestia asta. Este, da. Vrei să rămâi. E mirajul cu a rămâne cu fotografia sau video instant. E aceeași chestie ca la concerte. Când mergi la concerte. Da. Prezent. Da, oricum, nu există alegere greșită, cred că aici. Eu iubesc bandurile. Că ar fi să vorbesc eu personal, îmi place o nuntă cu band, dar m-a distrat super mișto la și la nunți doar cu DJ care au făcut o treabă super, super, super. Un must have pentru o nuntă altfel. Unul singur.
și de ce? Un must have pentru o nuntă altfel? Să ajungeți după invitații. Nu așteptați, încă se mai așteaptă invitații. Și cred că e o abordare puțin greșită și am participat la câteva nunți unde mirii au venit după și a fost foarte frumos. Sunt cu tine aici. Și eu sunt pro pentru că scurtez timpul la de o oră jumate, două, vii, te bucuri de toată lumea și începe... În momentul perfect să mergi să-ți faci ședința foto, să faci un refresh și să te relaxezi puțin, să... Cumva aici se potrivește, adică ai scuza perfectă, da. Ai ceremonia, poți să te retragi și după aia vii și toată asta lumea este deja valabil acolo. În orice eveniment, orice nuntă. Am fost la o prietenă acum câțiva ani la Iași și i-au venit destul de târziu, adică exact când am făcut dansul și a fost genial, adică mi s-a părut genial și chiar este foarte tare. Și nimeni nu s-a plictisit, nimeni, pentru că dacă știi să-i aștepți pe oameni cum trebuie și să le oferi ce trebuie să le oferi, e ok. Perfect. Nuntă mare sau nuntă mică? Nuntă mică. Am vorbit de bugete mici, am vorbit de bugete medii. Bugetul ideal pentru o nuntă de 100-120 de persoane în perspectiva voastră? Între 30.000 și 40.000. Perfect. E o destul de mare gap, dar sunt mulți furnizori care poate să-ți crească sau să-ți cadă foarte mult. Excelent. Ramona, eu îți mulțumesc pentru toate informațiile care le-ai împărtășit cu noi și pentru... De ajutor. Pentru cei care se uită. Noi avem puține view-uri, dar sunt oameni care... aceste materiale vor rămâne ca fiind evergreen și oricând informațiile astea vor fi relevante. Cu da? Siguranță. Să știi că eu nu am venit nici pentru view-uri, nici pentru... Dacă e despre nunți la mare, nu am cum să nu vorbesc, pentru că îmi place foarte mult în primul rând și chiar cred că avem multe de împărtășit. Dacă aș face materialul pentru view-uri, ar trebui să renunț. Însă îmi doresc atât de mult ca oamenii care vin către furnizori din industria noastră să vină cu o idee. Deci dacă în urma materialului rămân cu o idee și o implementează la evenimentul lor sau inspiră un apropiat să implementeze o astfel de idee sau îl ajută materialul nostru, eu sunt câștigat. Am primit telefoane din... ultimul telefon din Dubai, a văzut materialele noastre, vor să discute cu noi. Zic, măi, noi nu suntem pleneri, dar te ajut cu mare drag pe partea de muzică. Îmi pare rău că ți-am indus ideea că suntem pleneri, dar uite, putem să-ți facem niște recomandări. Eu am fost Alexandru Iancu, vă invităm să ne lăsați în comentarii dacă mai sunt întrebări pe care noi nu le-am prins sau dacă vă mai interesează și alte informații legate de organizarea unui eveniment la mare. Și cu siguranță revenim și cu materialul 2. Sigur, da? Cu siguranță. Putem să centralizăm toate informațiile și să revenim. Ne puteți găsi și pe Instagram, Urban Events Official, pe TikTok și țineți aproape de noi. Vă mulțumim frumos!